dimineața din nou, dragi prieteni, sunt Andrei Victor Dochia și mă bucur să fim încă 50 de minute conectați la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Astăzi, la reportajele Universul Credinței, vă invităm să urmăriți un film realizat de colega mea, Ileana Gaiță, despre copiii aflați în îngrijirea Asociației Ortodoxe Sfântul Stelian. O asociație care, de-a lungul celor aproape 30 de ani de existență, a ajutat zeci de mii de copii orfani sau părăsiți de părinții lor să-și găsească un drum în viață. Rămâneți cu noi! De părinții tăi ce știi? Nu știu nimic. De când m-au lăsat, nu mai știu deloc de ei. N-a încercat niciodată să te caute, să vină după tine, să te ia înapoi? Nu, pentru că ea este la închisoare. Noi suntem și ei pe frați. Și Dumnezeu a vrut să-mi dea un frate încă mine și un frate mie de ajuns. Aș vrea să-mi fiești, fiindcă că de unii copii mi-e milă și aș vrea să-mi fiești un copil. Asta am făcut-o pentru mama, o inimioară, și am scris te iubesc pe ea. Și am mai făcut încă două inimioare mai mici. În comuna Greaca din județul Giurgiu, prin grija Asociației Sfântul Stelian din București, 21 de copii din diverse medii, unii orfani sau abandonați de părinți, alții care încă mai păstrează legătura cu familia, încearcă să regăsească gustul unei copilării pierdute sau netrăite. Mama mea m-a bătut într-o dimineață și eu am fugit de acasă. Așa de rău te-a bătut? Da. Cum te bătea? Adică ce-ți făcea? Mi-a rupt mâna asta de vreo două ori odată când eram mică și... acum la 8 ani și cam atâta. Și am fost la spital, după aia când am fugit de acasă am fugit la o vecină și am fost la spital, de la spital am ajuns la centru și de la centru am ajuns aici. Ea consuma foarte mult alcool. Am fost la o bunică care acum e foarte bolnavă și mi-e milă de ea, că ea a fost ca o mamă pentru mine și încă mai e. Și îmi pare rău că am ajuns aici, că era mai bine cu bunica mea și aș vrea să fiu înapoi acasă pentru cât am supărat-o. Și îmi pare rău că am supărat-o. Acum știu cum e să stai fără ea. Ea era ca o mamă. Și mama ta unde e acum? Scuiați-mă de cuvânt, la dus. Da, scuiați-mă de cuvânt. Îmi cer scuze. Fostul președinte al Asociației Sfântul Stelian s-a numit doamna Irina Drăgoi. Ea nu mai este în viață. A plecat la Domnul. Dar a lăsat în urma ei o întreagă activitate în ce privește viața socială a multor copii abandonați. Voi ați ascultat aici. Voroie, bacalăreu. Da, 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 cu pizza. Pizza? Din ce? De lut. Și ce gust avea? Bun. Ce gust avea? Acrobiți! Și roșie, de ce l-ați făcut? Ui! De ce scuri? Și? Ui! A spus și salam sau? Da. De care? Verde. Am verde. Da. Iavă! Acești copii chiar nu mai au pe nimeni. Deci când vă gândiți la situația lor, ei nu au pe nimeni. Sunt abandonați din toate punctele de vedere. Și fiind aici, în această comunitate, care poate fi o comunitate, sunt că școala e lângă, copiii de aici interacționează, copiii din sat, nu sunt chiși, nu stau și stau doar ei,
tracționați copiii de la școală. Unii merg aici la școală, alții merg la școală de Mucureșcă, au anumite nevoi. Copiii satului cunosc, vecinii satului cunosc că fac trăznăi. Eu au gândit-o să existe mamă și tată să stea 24 cu 24, să mute aici, să n-aibă nicio cheltuială, decât să crească 5 copii, 6 copii pe familie, într-un mediu asemănător acasă. Și mulți dintre ei au venit și copiilor și au crescut împreună. Și așa au crescut aici 3, acum au venit la 4 generații de copii în prezent. Acești copii, prima generație dintre ei acum, au copiilor, muncesc, țin legătura cu centru și ajută când pot. La rândul lor se duc în aceste centre ale statului și ajută. Și cel mai important pentru mulți a fost faptul că au avut un mediu în care au putut să zic acasă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Amin. Haideți, copii, vă așezați, vă rog, fiecare unde și ce vrea să facă astăzi. A, Mariana, am înțeles din prima. Lutul. Doamna Marie, ca învățătoare pentru noi, adică când noi avem ceva greu temeată, ea le cheamă la ea și facem temele, mai pictăm, mai citim. Cu cititul și cu atâta foarte greu, dar doamna Maria mă ajută. De scris, tot greu, dar ce să scriu? Dar eu mai mănânc din litere. Îmi place să aud așa de pe Dumnezeu. Că mă întintează, dar mă și face fericită. Că în același timp, Dumnezeu, dacă nu suntem și ei pe frate. Și Dumnezeu a vrut să-mi dea un frate încă mine și un frate mie de jos. Și nu e tu aproape pe toți, e tu numai Andra, Iordache, Darius, Nicoleta și Larisa. Atâta știu. Nu uite pe toți frate. Și pe mama și pe tatăl tău i-ai mai văzut? Nu, i-am văzut numai pe mama într-o poză. Activitatea Asociației Creștin-Ortodoxe Sfântul Stelian a început în urmă cu foarte mulți ani, la București. În anul 1993, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, la inițiativa unei doamne din Asociația Femeilor Ortodoxe, Irina Drăgoi, și cu îndrumarea și sprijinul Părintelui Constantin Galeriu, au fost puse bazele primului serviciu integrat pentru copiii care trăiau pe stradă sau în canalele Bucureștiului. În anii aceia, 91, 92, 93, erau foarte mulți copii ai străzii. Spălau mașini, umblau, dormeau, desculți, erau foarte mulți. Și în acea perioadă nu exista în România servicii sociale pentru copii părăsiți. Erau centre foarte mari, dar nu acele centre ce oferau. O masă caldă, un duș și uneori, dacă era spațiu, un loc de dormit, dar apoi trimitea înapoi în stradă. Și atunci ei, cu ajutorul părintelui Galeriu, au fost pionierii în acest serviciu social integrat. Nu doar hai să-i hrănim și apoi îi ducem apoi în stradă. Nu, îi hrănim, îi învățăm să scrie, învățăm să citească și învățăm o meserie ca apoi să nu se întoarcă în stradă. În cei aproape 30 de ani de când Asociația Sfântul Stelian funcționează neîntrerupt, 10.000 de copii i-au trecut pragul. Și dacă la început veneau doar cei care trăiau pe străzi sau în canale, cu timpul activitatea s-a diversificat și la copiii care aveau părinți, însă aceștia nu aveau posibilități financiare. Cumva la început, când mergeam la centru aici la copii, pentru că îi ajutam din punctul ăsta de vedere al unei pregătiri, să spunem așa, de religie. Acolo făceau
pregătiri la matematică, română în special, dar și istorie sau și alte obiecte, dar și, iată, religie. Aici m-am oferit eu să pot să ajut. Și când mergeam acolo, unde erau, repet, în principal, copii de la clasele 1-8, dar adesea veneau și cei mai mari care au fost parte din cei ce au fost scoși de prin canal, de pe la Gara de Nord, care se drogau și așa mai departe. M-a surprins faptul că îmi spuneau mama. Păi cui spune? Că toți spuneau mama. Și într-adevăr, după aceea am înțeles că doamnei Irina îi spuneau mama, pentru că a fost într-adevăr ca o mamă pentru ei. În sensul acela al, de care spuneam mai devreme, al dăruirii. Nu conta că este, nu știu, îmbrăcat prost sau poate că era mai murdar sau mirosea și așa mai departe copilul respectiv sau tânărul respectiv, că erau deja mari, nu? Ci a simțit această nevoie să-i ajute. Iar ca om, cu adevărat, transmite așa o bunătate. Pur și simplu, când stăteai de vorbă cu dumneai ei, nu se supăra, era cumva din, dacă doriți, cum mai auzim de așa pe la mănăstire, pe la pateric, de o figură din acesta de om nevoitor, care și-a depășit neputințele și ajunge la un stadiu oarecum de nepătimire, de împăcare lăuntrică, în care, în ciuda tot ceea ce se poate întâmpla și se întâmplă din exterior, nu-l afectează, adică rămâne în acea stare de liniște și de bunătate, care, în egală măsură, și permite să poată să meargă mai departe, pentru că, vă dați seama, de-a lungul timpului, probleme au fost permanent. În urmă cu 5 ani, atunci când Irina Drăgoi i-a propus să devină în locul ei președinte al Asociației Sfântul Stelian, Dan Niță a lăsat în urmă un serviciu bine plătit în asigurări. A considerat un dar de la Dumnezeu faptul că el a fost cel ales pentru a duce mai departe o muncă până la jertfă de aproape 2 decenii și jumătate. Eu în acea timp lucram în domeniul consultanță în domeniul asigurărilor și transportului. Termin Politehnica în traficul rutier. Făceam o consultanță la o firmă de transport, dar avea o parc auto de 300 de mașini. Și câștigam destul de bine pentru nivelul meu. Și atunci am zis, Doamne, uite, mi-ai dat tu ce mi-ai dat, o zi muncesc pentru mine, o zi muncesc pentru tine. Și când a fost gândul ăsta sincer al meu în față de Dumnezeu, peste o lună m-a sunat doamna Irina. Și l-am chemat și mi-a zis, uite, cine este noi, ce am făcut noi și poți să ne ajuți, dar să știi, mi-a zis în start, nu putem să te plătim, că avem o situație grea financiară. Și mă bucuram, dar nu i-am spus atunci, că mă bucuram în sinea mea, că uite, eu am avut gândul ăsta și peste 2 zile Dumnezeu m-a oferit posibilitatea aia, o zi muncești pentru tine, o zi muncești pentru mine. Din cauza pregătirii sale de inginer, i-a fost greu la început să înțeleagă faptul că, deși cifrele pot arăta sec pe hârtie că nu există suficienți bani pentru a cumpăra cele necesare, nu trebuie să deznădăjduiască, pentru că atunci când ai credință în Dumnezeu, totul devine posibil. Terminând Politehnica, eu băgam în Excel. Câte zile am, ce mănâncă, care volumul, care meniu, cine îl cumpără, încercam să găsesc soluții să iau ceva mai, neapărat ieftin, dar să iau mai mult ca să fie transportul mai ieftin, să iau... Și nu, dădea cu virgulă, nu. Nu dădea cum credeam. Și nu, tot la fel, vă sunam pe doamna Irina. Dragoi, doamna Irina, dar cum ați reușit? Și că crede. Ce să cred, doamnă, că mai sunt 3 zile, trebuie să cumpărăm mâncare și... N-am niciun ban în cont și nu trebuie 500 de lei, 1000 de lei, că s-a rezolvat, trebuie sume. Și ea nu crede că să vezi că cu o zi înainte o să întâmple ceva. Și eu stăteam și mă uitam la laptop și zic, bine, atunci ce să fac? Mi-a fost greu să crezi, deci mi-a fost greu. Dacă n-am văzut că așa se întâmplă, zic, Doamne, gata, am înțeles, nu mai comentez. Mi-a dat seama, eu, cu ajutorul Dumnezeu și cu darul lor de 4 ani de zile de către președintele acestei asociații, niciodată nu am sunat undeva să zic, astăzi mâncăm. Sau astăzi îmi pare rău, nu putem să vă oferim ce trebuie să vă oferim, că nu mai avem bani. Nu, niciodată. Întotdeauna am avut, cu ajutorul Dumnezeu, ce am avut nevoie. De când a început pandemia de coronavirus, activitatea Asociației Sfântul Stelian desfășurată la sediul din București s-a diminuat,
dar nu a fost oprită complet decât în perioada stării de urgență. Funcționează în continuare centrul de zi, cu un număr redus de copii, dar care se bucură ca un loc unde pot copilări. Vis-a-vis de noi e un părculeț care este doar al nostru. Nu că ne-am dorit noi și că vrem să fim egoiști, dar copiii ceilalți nu știu de acest părculeț mult. Și este doar al nostru. Dar topoganul Melk, în care uneori recunosc și eu m-am așezat și am pus în față pe ei și încă în față și am făcut un trenuleț în mie în acest topogan, pentru că nu că neapărat cadru didactic trebuie să participe alături de ei, dar pur și simplu dacă îi iubești și vrei să te joci cu ei, trebuie să fii o parte, unul dintre ei, ca să zic așa. Noi avem motive mai speciale pentru care nu dorim să ne dăm în leagă. Vreau să zic că avem aici numai prețiori și surioare și ne dorim și noi o surioară. Nu mai gândi și topogan. Ce s-a întâmplat? Nimic din om. În anii 2000, familie de romi, având 4 sau 5 copii, îi aveau aici la centru, aici mânca, aici mâteau să scrie, să citească, dar erau mici, aveau 3 ani, 4 ani și îi aduceau aici, după aia îi îngrijeau acasă, îi aduceau aici, bărbatul muncea, femeia avea grijă de copii. Și copiii când au ajuns la vârsta în care au putut stea singuri acasă, în care se duceau la școală, se întorceau singuri, femeia aceea a venit aici, a zis, voi mi-ați crescut copiii până acum, acum eu vreau să vă ajut pe voi, nu cer nimica. Și așa a făcut cursul de bucătar și a ajuns bucătăreasă și în continuare este bucătăreasă cu prietena ei, că amândouă sunt. Și așa au fost 3 sau 4 cazuri de oameni care, după ce copiii lor au ajuns la vârsta necesară să poată să stea singuri, să ducă la școală, să întoarcă, ei s-au întors să ajute, eu vreau să vă ajut și eu acum. Acum am 60 de ani, când am venit aici, am avut 30 și foarte puțin. 4 copii, clasa 1 și clasa 6-a, bineînțeles, am fost foarte mult ajutată, enorm. Din clasa 1 și până clasa 8-a, copiii au beneficiat de tot felul de ce trebuie la copil, rechizite, tot felul, chiar și hrană, și am fost ajutată mulți ani. Pentru că centrul de la Greaca va împlini în curând 20 de ani, au fost începute aici lucrări de renovare, care în prezent se desfășoară cu mare dificultate, atât pentru că prețul materialelor de construcție a crescut foarte mult, dar și pentru că sponsorii nu mai sunt atât de darnici ca altădată. Reușim să facem pe porțiuni. Nu putem să facem, să zicem, că închidem o casă, mutăm copiii în 2 case și în 2 luni de zile revenim. N-am reușit. Unul, prin sponsor n-am mai reușit să găsim să se implice cum se implica odată, să vină, uite, da, vă facem noi casa ca coadă. Doi, am fost la firme de construcție, am zis, uite ce facem, noi plătim, nu vrem gratis, dar 10 rate, 5 rate, sau plătim acum materiale și mâna de lucru o plătim în rate, ca să nu ține. Și n-am reușit. Și atunci, singura șansă a fost cumpărăm material de construcție și apoi vorbim cu meșterii când ei au un interval în care n-au lucrări și n-au ce să facă, ca să ne iau un preț mai redus și vin la noi. Și facem și noi cum putem. Nu trebuie să facem un efort prea mare pentru a contribui și noi la acest demers al Asociației Sfântul Stelian de a reda copiilor de la centrul de la Greaca sentimentul că sunt parte a unei familii și de a-i ajuta să își aleagă un drum corect în viață. Cum putem face asta? Uzuale avem nevoie. Alimente, materiale pentru copii, mă refer aici la rechizite. Bineînțeles că avem și nevoi financiare ca să plătim tot ce înseamnă curent, gaz, chirii, compostibil. Și cam asta sunt lucrurile noastre. Și avem nevoie și de voluntari. Cineva care ar dori, nu știu, o zi pe săptămână, 2 zile pe săptămână, cât poate el, în timpul lui, să ofere o oră, 2 ore. Dacă ar veni cineva și ar rezerva 8 ore și ar lua 2 copii, nu mai mult, că nu poate să ia pe toți, ia 2 copii, ia unul și se duce cu el în parc, se duce cu el la un film, se duce cu el undeva, pentru copilul ăla e extraordinar. Experiența mea de 6 ani cu această asociație, asta am înțeles că este esențial pentru o asociație să facă.
să creeze mediul unui copil ca atunci când face vârsta respectivă să poată să plece din cuib fără să întrebe mami, dar acum pot să mănânc sau pot să fac ceva sau nu pot să fac ceva. Și să-și caute, nu neapărat să facă liceu sau să nu facă, să știe o meserie. Eu mai am o pagină. Dacă văzut așa pe jute cineva ciorul de împărat în... Venea uneori să zic stop, că nu e pentru mine. Mai bine stau eu, cum stăteam înainte acolo, liniștit în biroul meu, în confortul meu. Dar apoi când mergeam, vedeam acei copii când se jucau fotbal și râdeau, se împiedicau, plângeau. Păi aia mă gândeam și închideam că ziceam, Doamne, dacă eu mă le trag copiii ăștia, ce sunt? Ajung pe străzi, ajung... Și cum pot eu mă gândi peste ani că eu i-am părăsit așa că mie mi-e greu. Te-ai gândit ce vrei să urmezi mai departe? Sau ce? Da. Una din două, ori facultate de psihologie, ori academie de poliție. Și e sub ofițer. Și la psihologie ce ai vrea să fii? Psiholog. Una din două, dar s-ar putea să mă duc la academie de poliție, că acolo ies direct cu loc de muncă asigurat. Eu cu Iani, când am fost mici, noi... Nu le plăceau mai mult copiii, le jucam mai mult cu animalele. Și de atunci mie și eu la început să le placă animalele. Și eu de atunci am gândit ce să mă fac doctorice de animale. Și te-ai gândit ce ți-ar plăcea să fii când o să da. Crești? Da. Jandarm. Dar de ce ți-ar plăcea să fii jandarm? Să apă lumea, să... Prețuiesc liniștea ca să am o casă, o familie bună și atât. Iar acum, dragi prieteni, a venit momentul să descoperim împreună bucuria credinței cu părintele Constantin Necula. Mergem de data aceasta în sudul țării și vom trece pragul mănăstirii Sfântul Ioan Rusu, mare făcător de minuni și tămăduitor de boli. Rămâneți alături de noi! Bună dimineața, părinte! Bună dimineața! Bun venit în rai! Suntem într-o parte din România neexploatată. Foarte jos, Sfântul, foarte jos. Suntem aproape de Giurgiu, la biserica și mănăstirea, de fapt, Sfântul Ioan Rusu. Și foarte... e Bulgaria aici. Nu vreau să mai arăt spre Bulgaria, vreau să arăt spre frumoasa biserică românească dinaintea noastră, una dintre cele mai frumoase realizări de arhitectură minițios monahală pe care le-am întâlnit în perioada noastră de filmări și din punctul meu de vedere este un monument de bun gust care recuperează un teritoriu care altfel ar fi rămas, așa cum ne povestea Părintele Stareț, ca să poată intra prima dată după ce au reprimit teritoriul acesta, trebuie să se intre cu maceta în lume, să se poată construi drumul. Suntem cu alte cuvinte la mănăstirea Sfântul Ioan Rusu, Sfântul Iasu, din de lângă Giurgiu. Și mulțumim Părintelui Stareț Teodor că ne-a îngăduit și ne-a primit așa de frumos aici să descoperim locurile acestea. Multe minuni am aflat și înainte și în timp ce am povestit cu părintele. Petrecute aici, în locul acesta și credincioșii le știu. Dar astăzi vreau să le povestim istoria minunii aducerii acestei mănăstiri. Pentru aici. Că și aceasta a fost înființarea acestei mănăstiri. O să povestim viața Sfântului Ioan Rusu lângă moaștele Sfântului Ioan Rusu, care au fost primite în chip minunat și ele. Și de la acest chip minunat de primire a moaștelor trebuie să povestim și cred că de acolo trebuie să pornim povestea de astăzi. Ne cerem iertare preasfințitului Ambrozie că îl implicăm în poveste, dar n-avem ce face. Păi, fără preasfinția asta nu porneau lucrurile aici. Să le spunem telespectatorilor că ne aflăm într-un spațiu care inițial a fost o unitate militară. O unitate militară care părea la un moment dat că va trece din, va fi conservată ca atare în momentul în care un grup de credincioși însoțindu-l pe Părintele Episcop Ambrozie și pe Părintele Mihail de la Comana
s-au deplasat către Evia, acolo unde se află moaștele Sfântului Ioan Rusu, au ajuns, au stat la dumnezeiasca liturghie și văzându-l pe episcop, Părintele Ioanis, cel care s-a stins, un admirabil iubitor al Sfântului Ioan, de altfel, Ivan, să zicem, al Sfântului Ioan, s-a dus către Părintele Episcop și a spus, uite, în urmă cu câteva vreme, schimbând hainele Sfântului, o mică părticică din mașă s-a desprins și am socotit-o ca, ca un mare păcat și ca o mare pierdere pentru mine. Se tulburase, Părintele, că părticica din mașă se desprins. Dar îmi dau seama acum, zice, după liniștea din sufletul meu, că aceste mașe trebuie să ți le încredințez. Preasfințitul le-a primit cu mare evlavie, s-a bucurat din calea afară de mult pentru ele. Nu uităm că Preasfințitul vorbea în grecește, sigur, cu Părintele, că este unul dintre străluciții absolvenții unui doctorat în Grecia. Și la un moment dat, întors în țară, hotărăște să dăruiască către două parohii, nu Bolintinu, mi se pare, și Comana Sat, care au ca hram Sfântul Ioan Rusu. Nu se poate rupe mirida de moaște și în timp ce se întrebau ce să facă cu ele, a venit și hotărârea de guvern care acorda această unitate militară în folos pentru o perioadă lungă de timp episcopiei, fiind parte din vechile terenuri pe care le aveau la dispoziție și în acest context se construiește această mănăstire a cărui hram este Sfântul Ioan Rusu. Și atunci imediat Sfântul i-a dat Preasfințitului și Părintelui Stareț acest gând, cum că fiind un sfânt militar, fiind o unitate militară... Da, așa este. Asta am uitat să o spun. Mulțumesc. Deci mie mi se pare foarte important modul în care Dumnezeu în chip minunat l-a dus pe Sfântul Ioan Rusu aici și ce vom povesti la moaștele lui ține și de această calitate a Sfântului de a face aproape continuu minuni. Fiecare dintre cei care am fost vreodată și ne-am închinat la moaștele lui n-a rămas nerăsplătiți. Mă bucur enorm că în timp am avut șansa de a sluji de 2-3 ori acolo dumnezeiasca liturghie, de a merge să văd, acolo, în Grecia, să văd ce se întâmplă acolo și de a mă bucura de această extraordinar de mare prezență a Sfântului Ioan Rusu, de departe unul dintre cei mai tainici ajutători și cei mai frumoși ajutători pe care biserica are la îndemână. Și o primă minune, cum a spus, aici era un teren care devenise deja impracticabil, o pădure. Sau scrie în cartea pe care tu o ții așa sub braț, în care este povestită istoria mănăstirii, nu mănăstirea Sfântului Ioan Rusu, da? Cum s-a trecut de la dinamită la biserică, știi? Pentru că inițial trebuia dinamitat totul și până la urmă totul s-a hotărât ca parte din ceea ce există să fie restartat și ea se află ca atare în momentul acesta. Și o vom prezenta telespectatorilor. Dar ceea ce este impresionant este această biserică pusă în mijlocul construcției. O biserică de lemn cu o pictură fascinantă. Sunt convins că operatorii noștri au surprins deja imaginile pe care le veți vedea pe măsură ce noi vom parcurge intrarea și locuirea în ea pentru emisiunea noi aceasta. Noi ne-am tăiat respirația, frumusețea. Noi am intrat din alte frumuseți în frumusețea aceasta și totuși mi s-a părut cel mai frumos punct din tot ceea ce poate să ofere lumea ortodoxă la ora actuală, sub chipul acesta al românismului de lemn care biruiește și trece peste veacuri. M-am simțit puțin la Bârsan, așa, când am... Exact, sau dacă vrei, în oricare altă biserică ardelenească sau maramureșenească, acolo unde, dincolo de construcția de lemn, este și această pictură pe pânză de sac, întărită cu clei de oase și așezată. Am zis că pictorul este un pictor din Craiova și care a dăruit acestei biserici... Deci tot așa din sud, de râs și... Acest ștaif de vechime duhovnicească care nu înseamnă lipsă de dinamism sau lipsă de acțiune ca atare, ci este bucuria aceasta de a fi în ortodoxie. Mi se pare una dintre cele mai frumoase deschideri de brațe luminoase pe care ortodoxia românească le are la îndemână. E un exercițiu excepțional, că atunci când vrei cu adevărat să te împlinești în Hristos, poți să faci dintr-un capăt de lume, din ceea ce ar fi putut să fie o tristețe fundamentală pentru lume, să faci un astfel de spațiu al bucuriei, al dragostei, al binecuvântării, al luminii. Al bunului gust extraordinar. Dus la extrem, ca să spunem așa. Dus la extrem. Deci mi-aș dori tare mult oameni să vină măcar să vadă că lucrurile pe care le avem la îndemână prin biserică sunt educative, inclusiv estetic. Poate că astăzi, în ziua în care prăznim, în prima duminică după înălțarea Sfintei Cruci, prăznim tot crucea, e prima duminică după înălțarea Sfintei Cruci. Luarea crucii și urmarea lui Hristos. Poate că înțelegem și modul în care frumusețea aceasta a lumii poate fi schimbată prin frumusețea pe care biserica o conservă și o dăruiește după aceea cu toată bucuria credincioșilor. Aici nu e un concurs de frumusețe între biserici, ci este așezarea în frumusețea din tâi. Știi, mă gândesc așa cu câtă bucurie
poți să slujești într-o biserică de genul acesta. Să spunem că între timp, în timp ce am filmat, între ultima filmare de la Țigănești și filmarea de astăzi, în duminica cea trecută, am slujit la pasăre, la mănăstirea care ne-a sedus efectiv prin frumusețea și prin aleanul ei duhovnicesc. Și am învățat odată în plus cât de important e să trăiești duhovnicește în astfel de locuri, să te încarci din ele cu tot ceea ce înseamnă, nici nu știu cum să spun, ambrozia plină de har pe care biserica ți-o oferă ca om. Dacă la capătul filmării eram cu bateria stinsă și abia mai funcționam, da, în mod cert, în modul în care Dumnezeu ne îngăduie în liturghie să ne reîncărcăm, să ne reîmprospătăm harul și bucuria de a fi ca oameni, este fundamentul pentru care ortodoxia merge mai departe și poate trăi ca atare bucuria aceasta de a fi în Hristos. Este o lecție de bun gust, o lecție de românism și mă uit la veșmintele Sfinților și la Sfânta Filofteia și la Sfânta Marina, Sfânta Varvara, iar acolo este clar o lecție de istorie cu sunt toții voievozii care voievozii. Într-un fel sau altul, nu doar că au atestat municipiul Giurgiu sau zona aceasta, poate că ar trebui să fim atenți când mai glumim pe seama Vlașcăi Teleormanului, pentru că au dat istoriei un zid de nepătruns spiritual pentru foarte multe dintre popoarele lumii din jur, împrejurul nostru. Nu e suficient doar să știm că la Siliștea Gumei s-a născut Marin Preda sau că foarte, nu foarte departe de ei s-a născut, știu eu, Gala Galaction sau... Trebuie să învățăm în mod fundamental că niciun județ al țării nu este second hand, că nicio regiune din țara aceasta pe care Dumnezeu ne-a îngăduit-o să o purtăm cu dragoste în inima noastră nu este de dezavuat doar pentru că parte din contemporani au dezavuat moralitatea și verticalitatea. Suntem în plină istorie ca și la Comana, acolo unde ne-am filmat în numele Coan și adevărul e că filmarea aceea ne-a mișcat un pic și de data aceasta că sunt în Rusu, da, încercând să arătăm celălalt plămân de Duh Sfânt care aprovizionează o viață duhovnicească întreagă. Deci trebuie să învățăm lucrurile astea. Biserica nu stă decât pe aceste forțe care vin din interiorul ei și care cresc cu frumusețea aceasta cu adevărat duhovnicească în care crucea lui Hristos strălucește. E crucea care dă lumină vieții. Fără această cruce suntem pierduți. O arcă a ortodoxiei aici la... De fapt, dacă te uiți un pic și întorci și înveți biserica, simți că ești exact într-o corabie, ale cărui ape sunt cerurile, norii de pe cer. Noi suntem într-o corabie a mântuirii. Poate că e momentul să le spunem credincioșilor de acasă că, da, Dumnezeu locuiește și în astfel de locuri, dar și în Catedrala Mântuirii Neamului. Asta face frumusețea ortodoxiei, că întotdeauna oferă alternativă fiecărui suflet, fiecărei cum să-i spunem, fiecare zbater din sufletul nostru îi găsește câte un loc în care să se liniștească și să se așeze. Ruperea asta permanentă, gălăgia din jurul bisericii, aroganța cu care este privită biserica, e semn că își face treaba. E semn că lovește exact în ce lumea din jur ar vrea să pară că este expertă și nu este. Managementul din biserică, modul în care își construiește de fiecare dată construcția ei ierarhică, valorizarea acestei ierarhii, cum să-i spunem, modul în care își așează valorile la îndemâna celorlalți. Eu să fiu un director de întreprindere, aș veni să învăț cum se managerizează sărăcia. Pentru că, de fapt, aveam o insulă de sărăcie în care am florit dintr-o dată bogăția aceasta plină de lumina unei biserici cu totul fascinante. A izbucnit din pământ, să-i spunem, din cer. Poate fi clar Evanghelia de astăzi cu luarea crucii și urmarea lui Hristos. Obligatoriu, pentru că nimic nu se poate face fără vocație. Stau de multe ori și mă gândesc la cei care mai comentează pe seama, știu eu, oamenilor de tot felul, de tot felul de profesiuni. Nici o profesie din lumea aceasta nu e lipsită de vocație. Noi doi vorbim acum, dar lumina e pusă de colegii de la Lumină, operatorii sunt aici. Sunetul. Le mulțumim a 1000 oară că plecăm mai departe pe ceea ce avem de făcut. Ei sunt de fapt niște teribil necunoscuți pentru cei de acasă, vorba lor, când ajung la operator, oamenii nu se mai uită că... Nu pe... De, observi, e un mod de a fi intrinsec în vocația celuilalt, de a-l pune în lumină pe celălalt. Ori vocația noastră creștină este să-l punem în lumină pe Hristos. Nu pe noi. Să-l mărturisim. Să-l punem în lumină, să-l reașezăm. Măi, oameni buni, priviți către el, uitați-vă la el, priviți către ce poate să dăruiască Hristos prin puterea sa, prin puterea Maicii sale, aici, prin puterea Sfinților Împărați. Ți-am spus, e una dintre cele mai frumoase icoane ale Sfinților Împărați care am văzut vreodată în viața mea. Deci, trăim într-o lume în care este posibilă frumusețea.
Și n-aș vrea să nu vorbim și despre acea troiță fantastică de pe... Construită de nenea Vasile de la Câmpina, de pe Sfânta nuc, Masă. Lemn de nuc. Suntem în, cum să spun eu, tot ceea ce este aici este atât de cântărit încât ți se face frică să fii neatent la cât dar a dăruit Dumnezeu unor astfel de oameni. E sentimentul pe care am și în Muzeul Satului când filmăm la zi de zi sau când mă duc în vizită acolo și văd munca muzeografilor de acolo, care au strâns uneori bucată cu bucată totul. Astra la Sibiu, cel puțin, are și funcția aceasta de a strânge în jurul ei toate valorile naționale și de la bisericile din nord, dinspre munții, din munții Apuseni, la bisericile dinspre Cluj sau la bisericile dinspre Câmpie, casele strânse acolo, la oaltă, inclusiv casele minorităților, inclusiv știu eu, de la dinspre vadul Dunării, dinspre Tulcea, până în înălțimea munților. E România întreagă acolo, într-o astfel de biserică e România întreagă. Biserica asta face exact ca la liturghie, ale tale dintr-o ale tale, adică îi dă lui Dumnezeu înapoi pe toate și pentru un popor care are nevoie de Dumnezeu. Luarea crucii și urmarea lui Hristos, se vede foarte clar. Observ că nu te invită să iei crucea și să mergi anapoda în lume, ci să iei crucea și să-L urmezi. Adică să ai o țintă, să aibă un sens ridicarea crucii. Ne-am mai vorbit odată în ediția trecută despre ideea că nu poți târâ la nesfârșit crucea plângându-te de ea, smiorcăindu-te pe ea. Nu târâm crucea prin noroaiele neputințelor noastre, ci neputințele noastre se transformă în pământ roditor de mântuire exact prin prezența crucii și prin rodirea ei, înflorirea ei în viețile noastre. Era o poezie care spunea, nu, reînflorește lemnul porții pe unde treci, pe unde vii, în fața dragostei și a morții, cu toți redevenim copii. Lemnul crucii are această valoare de a te face copilul împărăției. Reînflorește cu fiecare dăruire pe care o ai. Mie aici asta mi se pare că a reînflorit lemnul crucii, adică i-am dat lui Dumnezeu bucuria aceasta de a-i dovedi că moartea lui nu-i zadarnică în fața unor astfel de corăbii care străbat furtunile din jurul nostru. O piatră de hotar aici în sudul țării, o bornă de credință, așa o simțim mănăstirea aceasta, și îi invit pe toți cei care în călătoriile lor trec granița din Grecia, din Bulgaria și intră în țară sau pleacă din țară, să vină să se închide. Ultima adăpost și ultima rugăciune ca să-i... Prăjească bine vacanța, să le prindă bine vacanța. Sau să le mulțumesc că a fost frumoasă vacanța. Într-adevăr, e o bucurie pentru toți cei care trec pragul mănăstirii, acestei unități militare de credință. Și credincioșii sunt în număr mare, vin aici, cel puțin la final de săptămână. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că mai e ceva de subliniat, apropo tot de luarea crucii și de purtarea ei. Există în toată teologia aceasta a prezenței dumnezeieștii cruci în mijlocul nostru tendința de a o respinge. Nu e ușor să porți harul crucii lui Hristos. Adică el e ușor de povestit. Dacă îl iei să-l duci pe umeri și să te zdrobească acolo, nu-i foarte ușor. Dar în același vreme, tot timpul, de data aceasta, sub crucea noastră se așează Hristos. Nu e nevoie să ne întoarcem noi de pe la vreo țarină să sprijinim pe Hristos să-și ducă crucea. Ci de data asta Hristos însuși vine din țarina mare a împărăției lui Dumnezeu și se așează împreună cu noi ca un număr de nădejde sub fiecare cruce pe care o purtăm. Din acest punct de vedere, cred că astfel de locuri te îmbie să gândești și să meditezi asupra adâncimii acestea până în fundul iadului. Deci crucea de la, să le zicem credincioșilor, așa și trebuie să vadă fiecare cruce din spatele Sfintei Mese, care pleacă de pe pământ și se duce până în zdrobirea țestei iadului și se așează acolo ca un fel de catod, care strânge în jurul ei toată energia umană pentru a-i elibera și a o înălța către împărăția lui Dumnezeu. Dacă am învățat asta, poate că am fi mai liniștiți, mai în pace, mai împăcați cu propriile noastre cruci. Asta ar fi întrebarea, dacă aici am văzut ce înseamnă urmarea lui Hristos și purtarea crucii, ce ar trebui să însemne în viețile noastre, ale celor atât de agitați în... Cred că în primul rând înseamnă să transformi în bine tot răul cu care ești lovit. Dacă am avea capacitatea aceasta de transformare, tot să dea în tine cu noroi și tu să întorci înapoi... Cum să faci? Care e rețeta? E un efort continuu, este o lecție de fiecare zi, este asumarea
lui Hristos în fiecare clipa noastră cu Doamne, Doamne, nu te joci că de la 12 la 5 ești aleși și după aceea vezi tu ce faci. În permanență te așezi în Hristos, crești în Hristos, dorești în Hristos. Dacă vrei, Mântuitorul este tot timpul cu palmele deschise, arătându-le rănile și noi trebuie să le asumăm, să creștem în ele, să ne dezvoltăm în ele. Nu e mistic aici, este taina creștinismului ca atare. Noi uităm botezul, ne uităm tainele, vorbim despre lucrurile acestea adiacente vieții noastre, când ele sunt viața noastră. Nu înțeleg ce îl poate opri pe un lider de instituție, să spunem, să se așeze la masa de la birou și înainte de a-și începe lucru, înainte de a-și primi cafeaua de dimineață, să se roage un pic și să zică, Doamne, dă-mi putere ca și ziua de azi să fie în cinstea Ta și spre slava Ta. Știți, de ce totul facem spre slava noastră? Asta e problema noastră. Totul e spre orgoliul nostru, când de fapt orgoliul nostru chiar nu mai contează. La un moment dat, mi-aduc aminte de povestea Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. În Valea Ghionoaiei e plin de oase și de ciolane. Adică toți ajungem la un dat într-o vale a oaselor. Trebuie să ne înțelegem și să restartăm modul nostru de a gândi astfel de lucruri și astfel de daruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. Viața noastră e un dar de la Dumnezeu și darul acesta poate fi, uite, străluminat în astfel de dioptrii puse peste tot ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi. Știți, poate că ar fi așa un prim pas înlăturarea gândurilor acestea negative și înlocuirea lor cu lucruri pozitive, cu gânduri bune și încet, încet mers spre rugăciunea de care spuneți. Eu cred că omul, dacă se abate din critică și începe judecându-se pe sine că nu este destoinic și desăvârșit, câștigă o restartare a întregii lui memorii de cultură și de bucurie. Aura sfinților înseamnă efort, înseamnă asumarea crucii și purtarea ei. Umbra de lumină a crucii e aura sfinților. Umbra de lumină din ochii bolnavului, din ochii medicului, din ochii celui care încearcă să salveze pe cineva este întotdeauna dată de crucea lui Hristos, care este imensă, imensă, dăruiește de fiecare dată partea din împărăția lui Dumnezeu pe care altfel fără cruce n-am putea să o... În orice domeniu ne desfășurăm activitatea, acesta trebuie să fie țelul. Țintă prinsă. Toți suntem într-o unitate militară. De obicei trebuie să știm că avem de prins o țintă. Țintă prinsă însemna când ținta era deja în vizor. Trebuie să ținem de ea și să învățăm să ne luptăm pentru ea. La Hristos nu e pentru atitudini de oameni neimplicați. Și aceasta este poate și un îndemn pentru copiii care tocmai au început săptămâna asta școala. Luarea crucii și urmarea lui Hristos. Nu putem să le spunem asta, dar ei putem să le spunem profesorilor și învățătorilor lor să-și asume catedra ca pe un mare dar al crucii lui Hristos. Și copiii vor simți aceasta. Magnetismul lui Hristos rămâne în fiecare dintre cei care își fac datorie. Mă gândesc așa, săptămâna viitoare vom afla detalii despre o viață cu adevărat pilduitoare și uitându-ne la și citind viața Sfântului Ioan Rusu, ocrotitorul locului acestuia, ne dăm seama câtă stăruință în urmarea lui Hristos a putut să aibă având o viață atât de grea și atât de prigonit fiind și uitați ce... În prigoniri fără cruce suntem mai rău decât de plâns. Dar dacă asumi în Hristos prigonirea, nopțile se fac zi. Și miezul nopții devine miezul împărăției lui Dumnezeu. O împărăție în care nu există nici răsărit, nici apus de soare. Ziua cea fără de sfârșit. Așteptăm cu înfrigorare ca săptămâna viitoare să le spunem din nou bună dimineața telespectatorilor de aici, din Mănăstirea Sfântului Ioan Rusu, de lângă racla cu moaștele Sfântului, venite în chip atât de minunat în această parte de țară și în această singură mănăstire închinată Sfântului. Mergem mai departe spre săptămâna ce vine, mulțumindu-le telespectatorilor că ne însoțesc de atâta timp. Deja trecem într-un sezon la care nu ne-am așteptat să fie atât de numeros, numărat, și sperăm din toată inima că și când am greșit, i-am bucurat. Vă mulțumim pentru că suntem la bucuria credinței. Doamne. Mergem mai departe și rămânem aici la Mănăstirea Sfântului.
acesta a fost, dragi prieteni, Universul Credinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem duminica viitoare, ca de fiecare dată, la 7 fix pe TVR1. Până atunci însă vă așteptăm pe canalul de YouTube Universul Credinței, dar și pe pagina noastră de Facebook. Și aceasta pentru că vrem din tot sufletul să fiți permanent conectați la Universul Credinței. O duminică frumoasă, Doamne ajută!